Aveam 4 ani, undeva în 1967. Am vizitat cu tata mauzoleul. Tăcere deplină. Doar pașii târșiți ai vizitatorilor pe granitul negru-verde. Pe la mijlocul turului se aude tare vocea mea, reverberată în ecoul spațiului sacru, marmorean și aurit. Tata, și când o să moară ăla de acum, ce faceți? Îl scoateți pe ăsta de aici și îl puneți în locul lui? Sau să-l agățați de sus de coloanele alea? Îmi povestise fratele meu din romanul Vinetu că indienii morți erau agățați în copaci ca să nu-i sfâșie fiarele pădurii. Tata a dispărut strategic prin mulțime. Dumitrescu Dumitru, Gigi, 53 de ani, sunt președinte Partidului Comunist Român, secolul 21, PCR 21, sector 5, București, și coordonator pe tot București, județul Ilfov. Ce reprezintă data de 27 iunie 2016? Atunci ne-am câștigat dreptul de a exista, de practic o renaștere ca Pasărea Phoenix a Partidului Comunist Român. Numai că nu ne-a lăsat să spunem doar simplu pe cere. Hai să mai venim cu ceva, cu o idee. Și atunci domnul președinte al partidului Crețu Constantin, împreună cu domnul vicepreședinte Vătafu Gheorghe și alții membri, au spus, domne, partidul fiind născut în 21, suntem în secolul 21, punem pe cere 21. Și așa a luat ființă reînviat Partidul Comunist Român. Deci sunteți înregistrați de 5 ani la tribunal? Da, la poziția 135, conform ordinului de care nu poate fi revendicat de către nimeni, nici de cel care e în funcție acum ca așa zis președinte. De ce, mai sunt și alți președinți sau cum? Unii se cred, unii vor să-l dea jos, dar nu se mai poate, dar noi vom încerca. Adică ești și alt partid comunist? Sau? Sunt, dar sunt ilegali. Mai e Partidul Comunist Român, cel cu Săcera și Ciocanu, mai e Partidul Socialist Român, Partidul Comunist al nepeceriștilor și Partidul Comunist din România, PCDR-ul, care sunt ilegali. Dar și cine are Secera și Ciocanu? Secera și Ciocanu are Partidul Comunist Român, dar nu noi, cei care se cred. Dar n-au nicio șansă, noi fiind singurii. Ei nu sunt înregistrați. Nu. Au încercat, de multe ori au fost refuzați, deci nu m-au nicio șansă. Acum a venit alt domn să facă noul Partid Comunist Român. A încercat și a treia oară, după cum se mai zvonește prin
de la unul de la altul și nu, nu s-a reușit. Ne, Ioane, ia-l paur de acolo. Ia-l paur de acolo. Haideți să începem și vrem să începem momentul acesta pentru că în memoria lui, în memoria lui Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit astăzi 103 ani. Să cinstim această clipă, care mâine va deveni amintire, dar ea rămâne în sertărașul acela discret al sufletului nostru pentru fiecare dintre noi, cei care suntem mai mici, mai mari, în etate. Partidul, noul Partid Comunist Român, este prezent aici, împreună cu președintele lui, Petre Ignatencu, cu oameni așa cum au dorit să fie în acest partid, cu un suflet deschis și cu rezonanță frumoasă și curată pentru aceste momente și pentru ceea ce vrem să zidim. De aceea îi dau cuvântul în această clipă celui care este președintele noului Partid Comunist Român, lui Petre Ignatencu. Suntem împreună pentru Nicolae Ceaușescu, pentru personalitatea lui, îi cinstim ziua de naștere, pentru memoria și personalitatea lui, pentru faptele bune pe care le-a făcut. Și totul pentru oameni. Dar prin noul comunist, prin democrația participativă, primim orice partid la masă, la masă cu noi. Ideea lui, dacă este bună, o pun la sistema noastră. Mergem pe premiza lui, că e liberal, că e alt partid, mergem pe premiza lui. Și împreună să reclădim țara. Să nu mai vindem, să reoprim tot ce am avut aici. Ce reprezintă stema dumneavoastră? Stema noastră reprezintă coloana infinitului Marelui Brâncuș, cartea lui Eminescu și constelația în care țara noastră o ducea foarte bine. Cândva, pe vechea stemă, dacă mai ține și noi să minte și alții, aveam trenuri, aveam păduri. Sonde? Nu mai spun. Sonde și mult greu. Era bine, era căldură, era ca lumea ne iubea mult de tot pe copii orfani și mi-a dat căsuță. Ce-au zis că mi-a dat căsuță și o să vin tot mereu la el să-mi spun să-mi dea căldură. Că ăștia ne ține în frig, ne-a ținut noiembrie și decembrie în frig, rău de tot ne-a ținut. Vă spun sincer că nu mint. Toată Ceaușescu a preluat ce a lăsat de aici și putea să continuă. Deci noi eram acum în București, New York-ul era mic copil, cu suspendări, cu tot felul de șosele suspendate, cu tunele. Eram o țară. Din Casa Poporului vreau să facă Banca Mondială. Eu am asigurat foarte mult timp în Casa Poporului și cam o cunosc de la primul picior, de la corpul B4 și până în prezent. Mai e dedesubt ceva? Sau e inundat? Sau e... Domnule, n-am putut să intru, dar bine, foarte am greșit. În bunkerul ăla, antiatomic. La minus 60 am ajuns și acolo au venit doi mascați. Și a zis, domnule, dacă nu erai pompier, te împușcam direct. Dar te-am făcut după... Eu am fost la pompieră, ca armă, sub ofițer. Deci n-aveți nimic de reproșat nici lui Gheorghiu Dej, nici lui Ceaușescu? Nu, Ceaușe, eu zic că au fost singurii naționaliști, din punctul meu de vedere, ca român și ca militar în rezervă. Să nu uităm că au luptat pentru această țară, dând sovietica la o parte, călcând-o practic în cuvinte, și unul și altul. Mai departe, mă bucur de prezența dumneavoastră, vă felicit pentru sentimentele dumneavoastră, pentru a cinsti memoria eroului nostru. Nu e memoria, este ziua. Hai, păi, vin cu mintea, pleacă de aici! Te rog frumos, Coșele, unde ești? Să mă lase să vorbesc. Vă rog frumos, deci să cinsim memoria eroului Nicolae Ceaușescu, care așa cum a pronunțat și tovarășa Doina, a fost și ne-a dovedit tuturor la vremea respectivă, acum și în viitor, că într-adevăr a fost patriot. Categoric, așa e. Mai departe! Doamna Doina, dacă vă grăbiți, vă duce. Cine vrea să mă ascunde, bine? Bă, tată, bă, mă las să vorbesc și eu. Lasă, gata.
Marți, care gemăresc această țară, care pentru ei este o vacă de mulți. Atâta știu, să dăm fructe de la... Lasă-l să zică. Hai să continuăm mai departe. Numai că mișei au reușit să... Acestea sunt azi rămășițele celor 100 de ani ai partidului. Trebuie să-i cunoaștem istoria ca să înțelegem prin ce am trecut. Unul dintre cele mai falsificate capitole din istoria Partidului Comunist Român sau Partidului Comunist din România este chiar congresul de înființare, congresul care a luat naștere și a cărui primă zi avea să devină un fel de zi simbol în istoria partidului. 8 mai 1921. De fapt, era data unui congres care nici măcar nu s-a terminat. Acest prim congres al Partidului Comunist este congresul în care o facțiune e drept inspirată de cele 21 de condiții fixate de Vladimir Ilici Lenin și care au stat la baza Cominternului ce avea să se înființeze și să preia practic sarcina coordonării partidelor comuniste din Europa. E bine, această facțiune fostă socialistă, dar radicalizată în spiritul ideilor lui Lenin, au propus această moțiune într-un congres în care n-au convins pe toți socialiștii, dar a fost suficient pentru ca această facțiune radicalizată să se unifice, să se identifice într-un fel, numai că în ultima zi a congresului, pe 12 mai, exact atunci când ar fi trebuit să fie anunțată înființarea Partidului Comunist și votată, a intervenit poliția, s-au operat arestări, unii au dispărut, au avut inspirația de a nu veni la această ședință și așa se face că Congresul 1 al Partidului Comunist din România, viitor Partid Muncitoresc Român și viitor Partid Comunist Român, acest Congres 1 nu s-a terminat și a fost nevoie de o continuare într-un fel exact peste un an și câteva luni, în octombrie 1922 la Ploiești. A fost o adunare ce mai mult a asemănat a un fel de conferință, să zicem, națională, dar istoriografia ulterioară a partidului avea să o fixeze ca fiind al doilea congres. Da. În schimb, cel mai important în opinia mea este congresul din 1924, vara anului 1924, care are loc la Viena. Congresul al treilea ar fi al Partidului Comunist din România. Cu doar 26 de participanți. Fără îndoială, dar era suficient pentru un partid care din acest moment fixează tactica leninistă pe cale de a deveni stalinistă și Stalin a exportat-o în toate partidele comuniste, tactica ilegalității. Din acest moment suntem în vara anului 1924, din pricina recentelor legi Mârzescu, despre care o să vorbim imediat, partidul a fost nevoit să treacă la această tactică a ilegalității, după modelul sovietic-leninist, cu fixarea unor secretari regionali, cu fixarea unor reguli mai stricte pentru cadre, astfel încât să lucreze în ilegalitate. Slavă Domnului că modelul exista, era modelul leninist al Partidului Bolșevic. Partidul a dat nume speranței, bucuriei pe plaiul legendar al României. Pe frunțile spre soare abia înălțate veniră anii grei de ilegalitate. Însă sub cer de plumb, răzbind prin noapte, lumina dădea rod prin comuniste fapte. Revolta fie a clasei muncitoare o răspândeau sirenele în zare. Pentru o viață dreaptă în vremile restriștii, în frunte, în vâltoare, luptau ei, comuniștii.
legea Mărzescu a fost o lege democratică, nu? Adică au și avut de ce să scoată din legalitate acest partid. Aș spune că unul dintre cele mai discutate subiecte ale istoriei noastre juridice din perioada interbelică rămâne totuși această lege Mărzescu, ceea ce numim noi legea Mărzescu, de fapt e o succesiune de reglementări care încep în 6 februarie 1924, când acest Gheorghe Mărzescu, de altfel unul dintre cei mai simpatizați în acel moment miniștri liberali, face publică această lege privind persoanele juridice. Articolul 15 spune foarte clar că statul are dreptul de a supraveghea și de a interveni în activitatea persoanelor juridice, asociații, fundații, partide, în condițiile în care vreuna sau vreunul dintre acestea ar pune în pericol siguranța statului. Gheorghe Mărzescu era un personaj realmente carismatic în acel moment pentru că fusese primarul Iașiului la începutul primului război mondial. Dar suficient în cariera lui ca ministru al justiției să dea această lege care îi va purta numele și care în egală măsură, atenție, se va aplica și legionarilor, și Partidului Comunist, și legionarilor, iar mormântul lui Gheorghe Mărzescu, dintr-un cimitir ieșan, de altfel a fost profanat de legionari. În timpul guvernului legionar, legionarii îl urau încă mai mult decât comuniștii. Cineva s-ar putea întreba de ce, alături de viitorii legionari, de ce această lege s-a aplicat și Partidului Comunist din România, din simplu fapt că Mărzescu și alți membri ai guvernului, bineînțeles, au plecat de la convingerea că Partidul Comunist de la noi este doar un fel de tentacul al Partidului Comunist Bolșevic, al lui Lenin. Această convingere era total întemeiată și, surpriză, la începutul toamnei anului 1924 are loc la Tatar Bunar, în sudul Basarabiei, mă rog, de atunci, mai curând, într-o mică localitate, e drept locuită în majoritate de rusofoni, are loc o revoltă împotriva autorităților românești, o revoltă organizată de agenții ruși din partea bolșevicilor împotriva autorităților românești și a fost un prilej prin care guvernul liberal a arătat pe toate mijloacele de propagandă că acest comunism reprezintă un pericol și că această lege a lui Mărzescu este binevenită. Și ulterior, în anii 30, cum spuneam, ea avea să fie aplicată și legionarilor în diversele lor forme și ceea ce ne conduce pe noi la o întrebare legitimă, în ce măsură cele două partide, care erau în egală măsură radicale, dar la poli diferiți ai spectrului politic, un radicalism de dreapta neortodox în cazul legionarilor, un radicalism de stânga bolșevic, leninist, stalinist în cazul comuniștilor, e foarte interesant cum aceste două laturi radicale ale spectrului politic, de fapt se întâlneau într-un fel dându-și mâna pe la spatele democrației și acest lucru îl vom vedea mai ales în anii 30 cu prelungiri până în anii 40. Ca dovadă a conducerii practic din afara Partidului Comunist din România în toată această perioadă, e de reținut faptul că între 1924, deci perioada acelui congres al treilea desfășurat la Viena, și 1944, deci vreme de 20 de ani, practic întreaga perioadă interbelică și perioada celui de-al doilea război mondial, Partidul Comunist din România a avut numai lideri impuși din afară. Și ce e surprinzător este că acești lideri, de fapt, nu vorbeau limba română sau dacă o vorbeau foarte chinuit, ceea ce a dat naștere la anumite neînțelegeri, fricțiuni în partid, pentru că erau și comuniști români care se întrebau dacă este într-adevăr normal ca la conducerea partidului să se afle invariabil astfel de personaje plantate din afară. Cu alte cuvinte, este vorba de Elek Köblös. Köblös era un comunist sincer, un maghiar din Transilvania care n-a învățat niciodată limba română, dar
nu era esențial pentru el, pentru că ordinele lui veneau, evident, de la Moscova. După Köblos a venit Vitali Holoștenko. Vitali Holoștenko, un ucrainian, putem spune deja un stalinist pur sânge, dar care habar n-avea de situația, de fapt, din România, și ceea ce își dorea el era un fel de unitate de elită, inevitabil redusă, vă dați seama, ca dimensiuni, pentru că activa o ilegalitate, dar își dorea un fel de vârf de lance după teoria lui Lenin, potrivit căreia partidul e un vârf de lance. Contează vârful lăncii. Lemnul, calitatea lemnului e secundară. După Holoștenko a venit Alexander Ștefanski, poreclit și Gorn, care era polonez. Iarăși un om ceva mai eficient decât primii doi, dar care la rândul lui, obtuzitatea lui, fanatismul lui stalinist, era mult mai mare decât cunoașterea lui a realităților, a societății românești, a particularității orașelor din România, pentru că în perioada interbelică trebuie să spunem că diferențele dintre regiunile țării erau mult mai mari decât sunt astăzi. Adică între Arad, Timișoara, București, Tulcea, erau distanțe culturale, nu neapărat geografice. Deci distanțe culturale care astăzi nu mai există. După Ștefanski Gorn este rândul unui bulgar, Boris Ștefanov, care și el era în această situație ca toți cei dinaintea lui, aveau o cunoaștere absolut schematică a situației din România și filtrată, evident, prin ordinele pe care ele primea, hai să zicem, sugestii, dar erau sugestii venite de la Moscova cu putere de ordine. Și, în fine, Ișvan Foriș. Ișvan Foriș, un maghiar, Ștefan Foriș, îi spunem noi, și avea să rămână în istoria partidului, unul dintre cele mai interesante cazuri de lider, este cel care în timpul războiului are ocazia istorică de a se afla în fruntea Partidului Comunist din România și sfârșitul lui avea să decurgă din faptul că, trebuie să o recunoaștem, în perioada războiului, Partidul Comunist din România a fost mai curând liniștit. Au fost câteva încercări de organizare, de sabotaje, încercări reale, dar ce e interesant este că aceste încercări de sabotare a forțelor germane din România erau organizate fie de bulgari din sudul Dunării sau din sudul Dobrogei de astăzi, fie de comuniști basarabeni din Basarabia, care activau și bulgarii și basarabenii, aveau diverse rețele prin România și ei își mai puneau problema de a sabota căi ferate, podul de la Cernavodă de astăzi, printre altele, transporturi germane. E interesant că Ștefan Foriș nu prea era de acord. El spunea că nu aceasta e linia pe care trebuie mers, că partidul trebuie să-și ducă în continuare activitatea. El spunea că, de fapt, România este aliată Germaniei, ceea ce era corect, și că Germania nu era neapărat o forță de ocupație, cum o prezenta o altă facțiune a comuniștilor din țară. Și de aici îi se va trage și sfârșitul lui Ștefan Foriș, Ișvan Foriș, pentru că va fi făcut vinovat de moartea unor comuniști români care e drept că au spionat pentru Uniunea Sovietică și erau implicați și în anumite posibile încercări de sabotaj. Cel mai celebru caz este cel al lui Petre Gheorghe, un comunist despre care astăzi nu se mai vorbește. Puțină lume mai știe astăzi de Petre Gheorghe. Petre Gheorghe a fost unul dintre eroii fondatori ai mitului comunist în anii 50. El era unul dintre principalii martiri ai cauzei comuniste în timpul războiului, omorât de Antonescu, condamnat de Antonescu. Acest Petre Gheorghe, care a fost executat, e adevărat, alături de câțiva tovarăși de-ai lui, pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. S-a vorbit despre el în anii 50, dar e foarte interesant că pe măsură ce regimul comunist din România devenea mai național, să spunem, sub Dej și ulterior sub Ceaușescu, despre Petre Gheorghe nu s-a mai vorbit deloc, chiar dacă osemintele lui erau depuse la Monumentul Eroilor din actualul parc Carol. Putem aici să ne oprim la pactul Ribbentrop-Molotov și ce influență a avut el asupra relațiilor dintre legionari și comuniști?
Există un eveniment la sfârșitul anilor 30 care a surprins total nepregătit întregul comunism european. Din România până în Franța și oriunde în acest, să spunem, perimetru, larg perimetru geografic european unde se aflau partide sau nuclee comuniste, pactul Ribbentrop-Molotov din august 1939 a dat peste cap toate planurile și tot discursul ideologic al comunismului și propagandistic al comunismului. Al tuturor partidelor, repet, comuniștii francezi care activau în legalitate, comuniștii cehoslovaci care activau în legalitate, comuniștii români care erau în ilegalitate, cei din Polonia, cei din toate țările din jurul nostru, toți au fost surprinși pentru că era ceva ce părea imposibil se întâmplă în momentul în care Hitler și Stalin zâmbesc, miniștrilor de externe Ribbentrop, germanul Ribbentrop și sovieticul Molotov semnează ceea ce avea să vină, să devină un fel de pact, de împărțire a influenței în Europa. Consultanții sovietici învățau pe nemți cum să facă lagere de concentrare. Absolut. Deci, din acest punct de vedere, nu era decât materializarea unei colaborări care existase încă din anii 20. Atât Germania, care era, să spunem, blamată pentru primul război mondial, cât și Uniunea Sovietică, la început, în tinerețea ei, având nevoie de diverse, eu știu, tehnologii, de o piață de desfacere, printre altele, relațiile dintre Rusia Sovietică și Germania au început din anii 20, dar s-au accelerat după 1933, când a venit Hitler. Și ceea ce părea imposibil, pentru că în teorie cele două forțe radicale erau îndreptate una împotriva celeilalte, până să ajungă la conflictul final, ele totuși au dat mâna pentru că aveau un dușman comun. Și acest dușman comun era democrația de tip occidental, democrația liberală occidentală, modelul, eu știu, britanic, francez. Și acest lucru i-a surprins într-o mare măsură și pe comuniștii români, care au trebuit să schimbe discursul imediat, pentru că dintr-o dată Germania nu mai era pericolul pe care îl tot clamau. După 1933, o bună parte dintre comuniștii noștri activau în calitatea lor de antifasciști. Ori acum, Stalin, înțelegându-se cu Hitler, dispărea pericolul fascismului, nazismului. Comuniștii români nu și-au revenit niciodată, de fapt, din această schismă. Și atunci înțeleg de ce s-au oprit în fața ușii celulei numărul 19 la Jilava în 28 noiembrie 40. După ce au ucis 61 de demnitari regali, ușii au mitraliat, s-au oprit în fața unei porți. Aveți foarte mare dreptate și e bine să subliniem acest lucru. Există în legendele acestea rememoratoare ale unor lideri comuniști, vezi cazul Nicolae Ceaușescu, în biografiile lui invariabil la Nicolae Ceaușescu spune că Nicolae Ceaușescu este cel care, printre cei care convingea soldații din pază, de la Doftana, din toate lagărele. O scrie Marin Preda în delirul. Sigur că, dar apare și în delirul, apare și în cărțile, biografiile lui Ceaușescu, scrise fie de Olimpiu Matichescu în România, fie de Michel Pierramlé, francezul, sau diversi italieni sau britanici, care au scris la comandă și pe bani biografii în străinătatea lui Nicolae Ceaușescu, toți spun că Ceaușescu era printre cei care i-au convins pe soldați de justețea cauzei lor, drept care soldații, atunci când legionarii veneau să-i împuște, soldații s-au opus, spunându-le legionarilor, deștea nu vă atingeți. Ceea ce e o fantasmă, o fantasmagorie. Așa a rămas și din filmul domnului Nicolaescu, Un comisar acuză, unde e secvența clară, în care el îi face că sunt ajutat să evadeze ceea ce este o fantasmagorie. În realitate, legionarii și comuniștii în acel moment erau tovarăși. Sunt două filme artistice care se ocupă de un moment istoric plin de tragism. Răzbunarea legionară din noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940 de la închisoarea Jilava. Ce-i cu ăștia, domnul, cu tine? Ce-l face acolo la ora asta? Îl fac pe dracu' ghem, Dumitri. De azi dimineață, sapă. Vor să dezgroape oasele alea, de zicea capitanul. Și ale lor l-ați de îngropare odată cu el. Când am intrat în post,
Dar duseră de o placă mare de beton. Eu am auzit că după ciorda de oase vor să le poarte pe străzi prin tot Bucureștiul. Pot cu cai mascați. Și pormă vor să le îngroape din nou. La ei, la casa lor verde. Da, ce capitan fuse ăsta? De lângă îngropară tamanacii lângă pușcărie. Că pe la noi se vorbea, dar n-am auzit să fi fost militar. Așa i-au zis ei, că le era căpetenie. Nu că ar fi fost ceva prin armată. Nemții au zis lui Hitler, Führer, italienului Mussolini, duce. I-au zis și legendarii lui Codreanu, capitanul. Dacă nu pățea ce a pățit, răsturna de mult toată mașineria sării. Văd că până una alta unde a vrut să ajungă, tot au ajuns. Dacă până și domn general Antonescu a îmbrăcat cămașa lor, ce mai? Se îmbracă fiecare cum îi place, măi, Pavele. Noi doi de ce l-am îmbrăcat-o? Sau Dumitru? Sau alții? Seara, legionarii descropaseră din groapa comună de lângă zidul închisorii cele 14 cadavre ale legionarilor Nicadori, decemviri și a lui Corneliu Zelea Codreanu însuși, uciși de dictatura regală. Ei îi asasinaseră mai înainte pe Ighe Tuca și pe Armand Călinescu. Cadavrele lor au fost înșirate pe ceașafuri albe. Filmul Un comisar acuză din anul 1974, în regia lui Sergiu Nicolaescu, începe cu o reconstituire a asasinării celor 64 de demnitari regali, ofițeri și oameni politici arestați în Fortul 13, în celulele de la numărul 1 la 18 și considerați de către legionari criminali și dușmani ai românismului, unii dintre ei schingiuitori de legionari și asasini ai capitanului. În acel moment, în acel loc, de la celula 19 începeau cele în care erau arestați comuniștii. Acolo erau, printre alții, și Nicolae Ceaușescu, și Chivu Stoica, și Vasile Tudose, și Constantin Godeanu, și Marin Mihalache, tatăl meu. Totul e pregătit. În regulă, deschide poarta. Filmul lui Constantin Vaini din 1988 cuprinde o secvență cu același moment istoric. Cu toate că partidul a încercat să introducă în film o secvență cu implicarea lui Nicolae Ceaușescu în stoparea crimelor, regizorul a reușit, prin filmarea defectuoasă, deliberat urâtă a cadrelor, să facă inutilă prezența secvenței în filmul final. Iar au venit în inspecție. Șervești-Ezar vor să facă deținuții. Unul dintre acești actori îl joacă pe Nicolae Ceaușescu la vârsta de 22 de ani. Tot!
Domnul locotenent. Ce-i, mă? Parcă se aud împușcături. Faceți liniște. Marea! Ordonați! Sună alarma! Comuniștii de la subsol îi ajutau pe legionarii de la etaj, făcând zgomot ca să acopere împușcăturile? Este un fals logic și istoric. Iată ce spațiilor. Ce-i neapărvule, nu-i inspecția? Băieți, cred că se petrece ceva greu. Jos, camarazi, să-i belim și pe comuniști. Ordon, rămâneți pe loc și depuneți armele. Băiți, trageți-o afară în tavan. Foc! Locotenente, lasă comedia! Ne avem o treabă la subsol și am terminat! Îți ordon să te retragi! Trage o rafală. Năpârvule! Hey! Stai lipit de perete! Ce-i? Ce s-a întâmplat? Fugiți! Vin legionari să vă omoare! Fugiți! Și ceilalți? Acesta este un fals istoric. Niciun comunist nu a evadat în acea noapte de noiembrie. Armata e cu noi va deveni un slogan doar peste 50 de ani. Adevărul e mult mai simplu. Comuniștii și legionarii în noiembrie 1940 se supuneau aceluiași pact de neagresiune dintre Stalin și Hitler, semnat de Ribbentrop și Molotov cu un an înainte. În ciuda rivalității de a fi un partid unic mântuitor al neamului românesc, legionarii nu aveau cum să agreseze pe comuniști și nici invers. Erau tovarăși. De ce? Pentru că deasupra lor Stalin și Hitler se înțeleseseră. Legionarii n-aveau niciun fel de motiv în acel moment, în toamna anului 1940, să-i omoare pe comuniști. Dimpotrivă, dacă Stalin și Hitler se înțeleseseră, vă dați seama că ar fi fost ilogic ca un legionar să împuște un comunist și din acest punct de vedere relațiile dintre ei se vor strica de-abia în momentul în care Germania atacă Uniunea Sovietică. Exact. În iunie 1941. Până în acel moment s-au păstrat, a fost un joc al aparențelor care s-a soldat cu sacrificarea Poloniei, care s-a soldat cu modificarea granițelor în Europa de Est, în Europa Centrală și de Est, și pactul Ribbentrop-Molotov a funcționat foarte bine până la nivelul legionarilor și comuniștilor români. Și e foarte interesant că pe această bază a unei realități, anume că comuniștii și legionarii la noi nu au intrat în război într-un fel în calitate de parteneri politici, mai curând de adversari. E foarte interesant că după 1944, mulți legionari au sesizat oportunitatea, mă refer la legionarii de rang mediu sau mic, nu mă refer la elita legionară care plecase în Germania, dar mulți dintre cei care avuseseră simpatii legionare sau fuseseră, eu știu, legionarii mai mulți sau mai puțin, ei au profitat de oportunitate în toamna lui 44 sau 45 și au intrat fie în Partidul Comunist, fie în Frontul Plugarilor. De unde vor fi, e drept. Au fost și invitați. Au fost și invitați. Târziu un pic. E drept că au fost și invitați, pentru că Partidul Comunist avea nevoie de creșterea efectivului. Dar după februarie 1948, când ia naștere prin fuziunea Partidului Social Democrat cu Partidul Comunist, mai bine spus, înghițirea Partidului Social Democrat de către Partidul Comunist, ia naștere Partidul Muncitoresc Român, februarie 1948, și în toamna anului 48 începe verificarea cadrelor, verificarea tuturor membrilor și din peste un milion de membri, atât avea Partidul Muncitoresc Român la formare, din peste un milion de membri au rămas vreo 600 de mii spre 700. Deci mai mult de 300 de mii de membri au fost dați afară,
printre care și legionarii care intraseră în 44-45. Această verificare a membrilor a durat 2 ani aproape, între 1948 și 1950, după care vine în 1951-52 verificarea ilegaliștilor. Iarăși un fenomen foarte interesant, pentru că dintr-o dată numărul ilegaliștilor părea foarte mare în raport cu realitatea pe care unii dintre comuniști totuși o cunoșteau, printre ei și Gheorghe Gheorghiu Dej, care știa datele reale totuși ale mișcării comuniste din România interbelică. Și avem aici site-ul antco.ro făcut de studenții dumneavoastră cu toate autobiografiile ilegaliștilor cerute în 50-51 pentru această epurare care a urmat și după 52. E vorba de un proiect care a fost susținut prin fondurile europene, un proiect pe care l-am câștigat în anul 2012 și care a durat până prin 2017, de inventariere a celor dosare ale ilegaliștilor, pentru că ne-am pus întrebarea, așa cum întreaga societate românească își pune întrebarea, câți au fost în realitate. Ori noi am avut, să zic, șansa de a câștiga acest concurs de fonduri europene pentru un proiect științific. Am făcut cercetările de rigoare, am ținut conferințe, am publicat 2 volume care anul acesta, în momentul în care vorbim acum, suntem în pregătirea unui volum la o mare editură din țară care să cuprindă toată informația pe care am cules-o atunci. Deci, într-un fel, ceea ce dumneavoastră faceți cu ocazia centenarului în televiziune, noi facem pe Piața de Carte printr-un volum care să reprezinte o istorie dezinhibată, i-am spus noi, a Partidului Comunist din România în acei ani și maniera în care dosarele acestea și personajele pe care le reprezintă au marcat istoria pe mai departe a Partidului Comunist Român. O răspunsul la această întrebare legitimă. Câți comuniști erau? Răspunsul real este că erau mai mulți decât bănuiesc foarte mulți dintre români. Și decât s-a scris și decât s-a spus că erau 800 decât de oameni, crede în general. 800 de persoane în 44. De fapt, această idee a celor 800 de persoane, culmea e că pleacă tot de la comuniști. Ei dorind să-și sublinieze meritele de ilegaliști, pentru că este ceea ce fac cu toții după 1944, gândiți-vă că un partid în ilegalitate nu avea o evidență a membrilor. Nu avea cum să aibă. Nu avea cum. Carnete de partid. Nu avea carnete semnături. De partid. Da. Nu avea un catastif în care să semnezi că ai primit carnetul de membru de partid, cum se întâmplă astăzi dacă vrei să intri într-un partid democratic. Și semnezi, primești un carnet sau, mă rog, plătești o cotizație. La un partid ilegal, repet, potrivit tacticilor leninisto-staliniste care se aplică după 1924, structura era foarte lichidă și, de fapt, nici ei nu se cunoșteau unii pe alții. Dar, celule de câte 3 și... Bineînțeles. Da. Dar erau membri ai partidului care apucaseră să intre, să zicem, în perioada de formare, erau simpatizanți ai partidului. Erau oameni care sprijineau partidul. Cum puteai să sprijini partidul? Fie material, fie logistic. Bunoară, spuneai casa la dispoziție pentru întâlniri conspirative și au fost cazuri. Spuneai o pivniță la dispoziție pentru o tipografie ilegală. De regulă, tipografiile erau introduse dinspre Uniunea Sovietică, cum vă dați seama. Sau la Chișinău, la fel, materialele pe care le primea Petre Constantinescu Iași, care era simpatizant comunist, dar el spunea că nu e comunist, e antifascist. Ori acești antifasciști, cei din Ajutorul Roșu, cei care se intră în blocul muncitoresc sărănesc, toți erau de fapt în realitate simpatizanți ai Partidului Comunist. Ori numărul acestora, dacă îl mai coroborezi și cu ceea ce se întâmplă în actuala Republica Moldova, basarabeni de acolo, basarabeni care erau cetățeni români în perioada interbelică. După cum erau cetățeni români, cetățenii din sudul Dobrogei, din zona pe care noi o numim Cadrilater, dar mai corect ar fi să o numim sudul Dobrogei. Ori în aceste zone, peste tot, erau fie cetățeni bulgaro-români, fie cetățeni rusofoni, dar și români, care erau, într-adevăr,
suportere a ideii comuniste. N-a fost niciodată, evident, un partid de mase, dar numărul a fost mult mai mare decât cel care se vehiculează la noi, 800-1000, număr care, spuneam, tot de comuniști a fost lansat. Pentru că ei, în dorința de a se autopromova, spuneau, noi suntem adevărații legaliști. Noi, și am fost o mână de oameni. Și Ana Paucăr și alții, la un moment dat, pronunță cifra de 800, dar o pronunță pentru a-și evidenția meritele lor, nu pentru a, cum să spun, a sublinia vreun adevăr. Niciodată n-a existat o statistică reală, nici măcar din partea lor, a numărului foarte clar de membri ai partidului sau de simpatizanți sau de oameni care ajută. Și care, culmea, în 89 ajunge al doilea partid comunist ca număr după Partidul Uniunii Sovietice. Da, pentru că... Adică 3 milioane 800, 4 milioane și ceva, da. Cu UTC-și cu tot încă 2 milioane și ceva, 6 milioane. Trebuie să spunem că au fost două tactici diferite și două strategii diferite. După 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej adoptă o strategie leninistă, care de fapt a fost preluată și de Stalin o bună parte, care spunea, Lenin spune în opera lui teoretică, ceea ce vorbeam anterior, partidul este avangarda clasei muncitoare. Nu toată clasa muncitoare trebuie să fie în partid. Loviți mortal, dușmanul în cap. Scrisoarea lui Lenin către membrii Politbiroului. 19 martie 1922. Cu înfometați care se hrănesc cu carne de om, cu drumuri presărate, cu sute de mii de cadavre, acum și numai acum putem și prin urmare suntem datori să confiscăm bunurile bisericii cu sălbăticie, fără milă. Acum și numai acum, majoritatea nesfârșită a maselor de țărani ne poate susține, sau mai precis, poate să nu fie în măsură să susțină această mână de sutane negre, clericale și de mic burghezi reacționari. Astfel, putem obține un tezaur de mai multe sute de milioane de ruble aur. Gândiți-vă la bogățiile anumitor mănăstiri. Fără acest tezaur nu se poate concepe nicio activitate de stat în general, nicio edificare economică în special și nicio apărare a pozițiilor noastre. Toate acestea nu pot fi făcute cu succes decât acum. Totul arată că nu ne vom atinge scopul într-un alt moment, pentru că doar disperarea provocată de foame poate antrena o atitudine binevoitoare sau măcar neutră a maselor față de noi. Cu cât reușim să împușcăm mai mulți membri ai burgheziei reacționare și ai clerului, cu atât mai bine. Trebuie să dăm imediat o lecție tuturor oamenilor de acest gen ca să nu se mai gândească la niciun fel de rezistență câteva decenii.